Absolvenții de liceu au aflat astăzi rezultatele examenului de bacalaureat. La această primă sesiune din acest an au promovat 65,58% dintre candidați și doar unul singur a reușit să obțină nota maximă. Este vorba despre Robert Neagu, absolvent al Colegiului Național BPHD-ul. La aflarea rezultatelor, unii dintre absolvenți s-au arătat surprinși, alții erau siguri de reușita lor. 95 istorie și 970 la logică. Era o notă la care te așteptai? Da, categoric, pentru că chiar am învățat anul ăsta. Ce urmează acum? Științe politice în Anglia, în New York. Deci hotărâtă să pleci din România? Da, categoric. Ok. Nicio problemă. Te așteptai la nota pe care ai luat? Da, adică nu mă așteptam la nimic în plus. Nu știu, atât am făcut, am văzut pe baremă, e ok. Sunt bine. Ce urmează? Ce planuri ai? Politehnica. Electronică. Nu-mi trebuie media de la bac, așa că pe mine nu mă deranjează foarte tare. La matematică am luat 9, echivalent cu cât m-am pregătit, pot spune, iar la română 8.50. Am avut media 9.08, am impresia. Acum așteptăm admiterea peste 200 ani. Și nu vreau să rămân în țară, adică vreau să mă ridic și sunt de părere că în țară nu pot să realizez foarte multe. Și interesul meu în mod principal este să-mi ajut familia și am zis, eu așa consider că plecând în afară va fi mai ușor. În ierarhia celor mai bune rezultate nu mai conduce Colegiul Național BPHD-ul, ci Seminarul Teologic, unde au reușit să promoveze toți candidații. Vreau să vă dau exemplu unor licee care au luat 0% la această sesiune, dar eu am avut 5 candidați și 6 candidați. Niciunul nu a promovat. E vorba de Rușețu, de Lopătari și de Grup Tehnologic Pătârlagele. Dar la Vernești au participat 2 elevi, din care unul a promovat și are promovabilitatea 50%. Deci de asta nu este extraordinar de relevant procentul. Trebuie văzut și numărul de elevi participanți și raportat procentul la câți au promovat. La polul opus cu cele mai slabe rezultate se află unitățile de învățământ de la Lopătari, Rușețu și Pătârlagele, unde niciun elev nu a reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Avem promovabilitate 100% la Seminarul Teologic, ceea ce este o surpriză plăcută. După seminar se plasează Colegiul Național HDU cu 99,33, vă spuneam că are 2 elevi care nu au promovat. Urmează Colegiul Național Mihai Eminescu, 92,11% și Colegiul Economic Buzău cu un procent de 90,61%. La nivelul întregului județ, rezultatele obținute la bacalaureat sunt sub media pe țară, care este de 66,7%.